Această ediție. Cea care știe despre toate necazurile Olgăi este sora ei, Cristina Bagrin. Dar cum o poate ajuta pe sora ei, ne va spune chiar acum. Cristina, te așteptăm! De ce plângi? Mi-e tot mijele de dânsă tare. Uite, chiar am aflat că sora ta trăiește un chin zi de zi. Spune-mi, te rog, cu ce problemă se confruntă? Ce are? Piciorul. Are grijă la șerăschinării. Ce are probleme la coloană? Da. Dar zi-mi, te rog, cum se descurcă cu această problemă? Foarte greu. Am văzut în subiectul de prezentare că stă la pat. Da. Practic, se poate scula? Nu știu. Dar cum merge dacă trebuie? Foarte, foarte greu. E numai cât scoală așa pe fund. Bea apă, mănâncă. Uneori când are poftă de mâncare. În rest, le faci fica, Andreea. În rest, vin și eu și o ajut cu ce pot. Cu ce nu pot, Nu pot. Dar o vizitezi des? Eu vin înainte de ziua la dânsa. Noi nu trăim una departe de alta. Și cu ce o ajuți? Eu cu ce pot. Vin, o spăl, o ajut când are nevoie de ordine în casă, o ajut copiii, în rest copiii fac. Zi-mi, te rog, le-ai spus colegilor mei că acum îți este frică pentru viața surorii tale. De ce? Mi-e frică. Dacă în orice clipă pot să pierd viața ei. Chiar așa? Da. Cine v-a zis asta? Medicii? Da. Dar poți să ne transmiți ce anume v-au spus medicii? Că boala asta se tratează foarte greu. Doar de urma pe operație. Ia bani. Deci o poate salva doar o operație? Da, așa îi spun medici. Dar le-ai spus la fel colegilor mei că ai fi gata să o, nu știu, pentru orice, ca să o ajuți pe sora ta. Dar vreau să știu ce anume ai putea face. Un pas concret. Țică. Cu bani să o ajut. Da. Poți? Ce am putut, am vândut-o cu 2500. Pe cine? I-am dat ei ca să aibă. Ai vândut vaca? Da. Și mi-e de gând să vedem cum s-a primit cu operația. Avem cal și să vindem și cal și vacă. Avem vacă mulgătoare. Dar dacă vindem cal, noi cal ținem și pe sora Olea și pe noi. Eu am 4 copii, are 3. Și toate familiile ținem cu dânsa. Facem cu calul, părădcă pe Armenie, pe toate. Da, în rest, vaca ne ținem cu fructul vacii, dăm și ei. Dar ai fi gata să o vinzi și pe ea, doar să o pui pe Olga pe picioare? Aș fi gata să mă întâi din prejur, că numai că să văd pe picioare, să văd pe mamă la copii cum a fost. Tu ești sora mai mare? Sora cea mai mică. Ei, sora cea mai mare. Mai aveți pe cineva pe lumea asta? M-am avut două surori și moarte. Și ați rămas numai voi două? Și părinții voștri? Mama e moartă. Tata trăiește și nu vrea să răspundă cu noi. Deci dacă nu ajuți, tu nu are de la cine să mai aștepte ajutor. Îmi pare foarte rău de istoria din familia dumneavoastră și chiar fără dumneavoastră eu cred că familia sorei vă duce un trai și mai greu. Deci eu vă doresc să fiți puternică și, într-adevăr, să apelați la toți pentru ajutorul surorii dumneavoastră, deoarece doar prin ajutor se poate întâmpla și această minune. Țesătura cea mai frumoasă a sufletului, să știți că este tot timpul credința. Firile credinței sunt împletite din speranțe și dorințe. Atâta timp cât ea și dumneavoastră și toată lumea care îi doriți ca ea să trăiască și aveți acest imbold, sperați la acest lucru, pentru că indiferența lovește, dar nu omoară până la urmă.
Și dacă ați ajuns astăzi aici, să știți că aveți îngeri împrejurul dumneavoastră. Lumea o să vă vadă și o să vă ajute. Mulțumesc! În această seară discutăm despre drama Olga Echiperi, de 35 de ani, din Cârnățenii Noi. Din cauza unei boli ce i-a afectat coloana vertebrală, femeia suferă dureri insuportabile. Olga se deplasează extrem de greu și fiecare pas pentru ea este un chin. Femeia a ajuns să nu mai poată avea grijă de gospodărie și nici de cei 3 copii pe care îi are. Fiica ei mai mare, de 13 ani, i-a luat locul. Copila duce pe spate toate responsabilitățile familiei și îngrijește pe frații mai mici, dar și pe mama suferindă. De curând, Olga a aflat că are nevoie urgent de o intervenție chirurgicală, extrem de costisitoare, însă nu dispune de suma necesară. Astăzi Olga a ajuns, cu greu, în platoul nostru pentru a-și spune păsul. Să încurajăm! Bună seara, Olga! Bună seara! Eu mă uit la tine și mă îngrozesc. Ce simți acum? Cum te simți? Insuportabil. N-am cuvinte. Așa este mereu? Văd că tocmai tremuri de dureri. Dar unde te doare și ce te doare? În spate. Mi-e ciorul, mi-am accentat. Și de mult ești în starea asta? Durerile persistă de 2 ani și e cam 11, dar 6 martie, de 3 ani. 3 ani de zile tu trăiești acest chin? Dar de ce nu ai mers mai repede la medici, la... Eu am fost. Am fost, îmi dădeau medicamente care pe mine nu m-a ajutat deloc. Am fost și la vindere, am fost și medicul mi-a spus că... Am fost de 2 ori și a 3 ori când m-am dus, mi-a spus că mă fac. De atunci nu mă duc, fiindcă mă tem, ca să-mi spui tot timpul că eu mă fac. Spune-mi, te rog, vreau să te întreb de copiii tăi. Știu că tu îi crești singură, ai 3 copii și îi crești singură. Și de aici vreau să te întreb de ce și unde este tatăl lor. Tatăl lor a decedat când fetița mai mare era de 3 ani. Ei toți au același tată? Nu, treilea băiat e de la alt. De la alt bărbat? Da. Hai să auzim ce le-ai povestit colegilor mei despre tine. Atenție la ecran. Olga, spune-mi, te rog, iată, să o luăm în ultimele 3 luni. Câți bani ați avut? Nici nu vă pot spune. Dacă s-a dus de 3 ori, fata cu ziua așa, fac câte 200 de lei. Când îi plătea câte 200, când nu îi plătea 200, fiindcă e copil și îi spunea că el e mic, că nu trebuiește banul ăsta, că nu lucrează ca unul mare. Colegii mei au fost acasă la Olga Echiperi. Haideți să vedem cum trăiește femeia împreună cu copiii. Atenție la ecran. Olga Echiperi împreună cu cei 3 copii ai săi trăiesc într-o locuință modestă. Deși casa are 3 odăi, toți membrii familiei se înghesuie în 2 camere. Asta din cauza că prin geamurile de la verandă suflă vântul, spune fiica mai mare a femeii. Doamna asta vreau să mai lucrez, că schimbăm geamurile la verandă care se spartă. E pe tăză. Aici, bătem în vântul. Aici, acolo. Tot anul trebuie 10 geamuri. Schimbăm. Din cauza lipsei de spațiu, Andreea este nevoită să improvizeze o masă unde să-și poată face temele, în timp ce frații ei mai mici se pregătesc de școală la masa din bucătărie. Eu lecțiile le fac aici, dar Vladimir le face la bucătărie. E că e și mea mea locul meu, unde fac eu lecțiile. De când Olga s-a îmbolnăvit, familia Echiperi trăiește din mila oamenilor din jur. Frigiderul este gol, iar singura rezervă pentru iarnă este un sac de cartofi și unul de ceapă. Nu aș dat pasă cu cartofi cu ceapă, ceapă nu trebuie să ne ajung toată iarna. Femeia se plânge că sunt zile în care nu are ce să le pună pe masă celor 3 copii ai săi. Anul este au fost momente când noi, chiar de sărbători, n-am avut nici pâine pe masă, care alți copii poate și mâncau bunuri. Dar mie și de în casă, sunt tot pe ferească,
la anul nou saluturi. Că lumea se bucura. Au fost momente că n-aveam pâine, copiii și erau pâine și eu ieșeam și mine să mă duc pe lume, nu știam ce să fac. Olga, am văzut că fac. Da. Hai să revenim la copiii tăi și să-i cunoaștem mai bine, pentru că avem un subiect despre ei. Olga, ne dăm seama că copiii tăi nu au o viață ușoară și totodată înțelegem și că dacă tu ai fi pe picioare, ei ar duce-o mult mai ușor. Da. Spune-mi, te rog, când ai aflat despre diagnoza pe care o ai? Că zici că de 3 ani suferi dureri. Da, de 2 ani și pe data de 6 martie îmi plinesc 3 ani. Dar durerile au persistat, în timpul este au persistat. Au fost moment în an că eu tot am căzut la pat. Puteam sta numai doar în genunchi. Nu mai în genunchi. Poziția mea era în genunchi. Dar nu știu cum, dar m-am sculat. Dar așa de rău nu te-ai mai simțit? M-am sculat, am călcat chișor fără să mă uit că mă doare, pentru că știam că trebuiește să dau la copii. Mă duceam pe deal, luam injecția cu mine, cădeam, îmi puneam injecția, mă sculam și înainte. Să ascultăm ce le-ai povestit despre asta colegilor mei. Atenție la ecran. Dacă dumneavoastră vedeți acolo viața în care, în casa care trăie, am zis imposibil ca un om să trăiască așa. Dumneavoastră ați dus-o, ați adus-o, ați căutat medici, da. V-ați interesat. Da, nu are cine. Aia asta-i sora ei și ea. Când mi-a spus medicul cât costă operația, l-am întrebat a doua oară când n-am venit, dar cred că o greșit. Cea mai vastă selecție de haine stilate pentru întreaga familie. Tagair Family este o rețea de magazine mari care îți oferă oportunitatea de a crea cu ușurință ținute moderne și confortabile pentru fiecare membru al familiei. Pentru copii, femei și bărbați, lingerie intimă, haine pentru casă, blugi, cămăși, rochii, costume, pulovere, pantofi, genți, accesorii pentru toți. Avem tot de ce ai nevoie, articole de calitate de la mărci de top. Tagair Family, universul stilului pentru întreaga familie. De ce plângi? Este mijelie de dânsă tare. Spune-mi, te rog, cu ce problemă se confruntă? Are grijă la așa schimbări. În orice clipă pot să pierd viața ei. Cine v-a zis asta? Medicii? Da. Ce anume v-au spus medicii? Însă boala asta se tratează foarte greu. Doar de urmă pe operație. Văd că tocmai tremuri de dureri. Dar unde te doare și ce te doare? În spate. Mie ciorul, mie anapță tot. Și de mult ești în starea asta? Durerile persistă de un 2 ani și eu cam 11, dar de 6 martie îmi ies 3 ani. Spune-mi, te rog, din ce vă întrețineți? Cum vă descurcați? Foarte greu. De ce ieși? Poate fata lucra cu asta. Cum se descurcă ea? Nu greu. Trebuie să-și răbească și din timpul care trebuie să-l copilărească. Mă duceam pe deal, luam injecția cu mine, cădeam, îmi puneam injecția, mă sculam și mai. Olga, știm că operația de care ai nevoie este destul de costisitoare și tu nu dispui de banii necesari. Cum vei face față? Cine te va ajuta? Nu știu. Investigațiile care le-am făcut până acum, pastorul a dat din buzunarul lui. Așa? Dar mai departe, nu știu. Pastorul bisericii la care mergi te ajută foarte mult. Da, la tot mă ajută. Uneori și mi-aduc producții permanent. Când nu-i, permanent mă sună, mă întreabă, Olea, mai aveți ceva de mâncări? Poate trebuiești să aduci în ceva. Tot timpul din buzunarul lui, niciodată nu-a spus. Poate uneori și lui e greu, dar niciodată nu ne-a zis că n-am să te ajut, n-am să-ți dau. Tot el m-a arătat și m-am dus la aparatul acesta. Doamna Olga, eu cu noduri în gât am privit toată această descriere dumneavoastră și vreau să vă zic că sunteți o femeie foarte puternică. Mulțumesc! Și
Din orice situație există o ieșire. Și vreau să vă urez ca dumneavoastră să aveți încredere că există și partea bună a paharului în care dumneavoastră astăzi vă aflați. Cu siguranță că o să găsească mai multă lume care o să vă încurajeze și eu vreau cu credit să vă încurajez spre acest fapt, pentru că aveți împrejurul dumneavoastră o familie frumoasă. Aveți copii pentru care trebuie să tindeți. Eu vreau să vă zic și să vă fac un compliment. Aveți niște copii de aur. Astăzi, asemenea copii sunt foarte puțini care, într-adevăr, să facă atâta lucru acasă. Eu nu știu dacă am mai văzut de vreo 20 de ani încoace atâta bunătate în copiii dumneavoastră. Și ăștia sunt cei care, credeți-mă, e viitorul dumneavoastră. E ca un înger pentru voi. Bravo puterii pe care ți-o dă Domnul, s-o ai, sigur că doare. Știe foarte multă lume care a avut și intervenții chirurgicale, da, doare. Dar dacă vrei să fie bine, primul lucru pe care trebuie să-l faci acum deja, să crezi ferm că va fi bine. După, evident, multă lume o să privească emisiunea și să știi că foarte multă lume se va ruga pentru tine, pentru familia ta, dar crede, o începi de la tine. Primul pas care acum îl faci, să-ți apară zâmbetul pe buze, chiar dacă doare, încearcă. Ajută foarte bine, crede-mă, eu tot am trecut prin așa ceva. Ție, sora mea mică, ești acum ca o mamă, la fel, ștergeți-vă lacrimile. Important, acum, la moment, copiii, deci voi sunteți un exemplu pentru copii. Și nu știi cui mai dureros, mamei, surorii care este alături sau copiilor, fiindcă fiecare are porțiunea sa de durere în suflet. V-ați luat nervul în pumn, surioara mai mică își șterge lacrimile, să nu vă mai vadă copiii plângând. N-o să vă ajute. Zâmbetul pe buze și credeți. Credeți în minuni, dar minuni se întâmplă. Mulțumim. Și începe sora să zâmbească și să zâmbești și tu. Mulțumesc. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Olga Chiperi, o mamă cu 3 copii din Cârnățenii Noi, chinuită de o problemă gravă la coloană. De când femeia s-a îmbolnăvit, fiica ei de 13 ani a trebuit să-i ia locul. Pe lângă muncile prin gospodărie, copila trebuie să muncească cu ziua ca familia ei să aibă ce mânca. Pentru consultațiile medicilor și diagnosticare, Olga a fost ajutată de Vasile Pătrașcu, pastorul de la biserica unde merge femeia. Astăzi dumnealui a venit la noi. Domnule Pătrașcu, vă așteptăm! Domnule Pătrașcu, vă mulțumesc din suflet pentru că ați venit astăzi aici. Știu că o ajutați foarte mult pe Olga, așa ne-a spus ea, dar vreau să ne povestiți cum anume o susțineți. Ne cunoaștem mai puțin mai mult de 3 ani și asta a fost așa spontan. Cineva mă sună din sat, era târziu noaptea și spune: Bade Vasile, uite, este la mine în brigadă o femeie care lucrează în câmp și a fost salvarea, o luat-o din câmp, ceva grav, și poate puteți dumneavoastră ajuta, că am fost la 2 instanțe, eu nu mai vreau să le pomenesc. Una s-a corectat, una din trânsele, și chiar îi mulțumim și lui și oamenilor, dar o zis, rămâne la dumneavoastră, dacă puteți să ajutați cu ceva, veniți. Eu, de fapt, sunt pastor al Bisericii Creștine Evanghelice în Cârnățenii Noi. Și s-au adresat la zis, mai să vină să o văd măcar cine este, că nu o cunoștem. Și au venit într-o duminică la noi la biserică, am stat de vorbă și eu am fost și am vizitat-o. Oameni buni, dacă dumneavoastră vedeți acolo viața în care, în casă, care trăie, cred că vărsați mai multe lacrimi ca mine. Am zis, imposibil ca un om să trăiască așa. Și bolnavă, fără casă, 3 copii, și cineva i-a dat o casă acolo ca să locuiască întrânsa în schimbul lucrării în câmp. Trebuie să meargă să lucreze în câmp.
și putere nu avea, după cum nu era chiar în starea în care se afla muia, poate puțin mai bine, dar trebuia să meargă la muncă. Noi am găsit niște lucruri, am procurat noi și când au venit la lucru erau furate. Ușile și geamurile nu se închideau. Și atunci au venit, am copii în Statele Unite, trăiesc. Atunci venise fiica mea la mine și am zis, haideți să vedeți o persoană. Și ginerile doar o da din cap și au zis că da, așa e imposibil de trăit. Și nu a zis nimic și nu a trecut o lună de zile. Mă sună și tata, noi strângem bani ca să cumpărăm casă la femeie. Și am zis că tați casă, noi am găsit casa și aici cred că și mâna puternică a lui Dumnezeu. Pentru că când m-am dus, m-am înțeles cu persoana care vinde casa și am spus, nu am nici 5 bani măcar pentru ca să plătesc casa asta. Trag nădejde că Dumnezeu o să ajute. Și nu știu, Olea, timp de o lună voi ați făcut actele în parc. Da. Au făcut actele și casa a fost... Sat. Dar nu are șine. Aia asta e sora ei și ea. Domnule Vasile, jos pălărie. Jos pălărie, așa luam mintea dumneavoastră mai puțin. Noi am discutat cu Adrian Danu, medicul neurochirurg care i-a pus Olgăi diagnoza. Cât de importantă este această intervenție pentru eroina noastră, dar și care sunt șansele ei de reabilitare, aflăm de la el. Atenție la ecran. Se deplasa foarte greu, era practic în cârjă. De aceea am suspectat că este o hernie de disc. Nu s-a confirmat diagnosticul. Este o hernie foarte mare, care necesită tratament chirurgical. Opțiunea de elecție este tratament chirurgical pentru că s-a demonstrat că apasă asupra nervilor care merg spre picioare și astfel durerile acestea sunt practic insuportabile. Ea a încercat tratament medicamentos care nu s-a soldat cu succes și de aceea asta încă o dată îmi demonstrează că aici trebuie și de operat. Ea destul de greu se deplasează, aceasta nu îmi spune că de acum cam e situația de acum e la limită și atunci trebuie să te intervine cât mai repede. În cazul în care nu se face o operație, la ce riscuri ar putea să se supună femeie? Riscul este acela că dacă nervul acesta este continuu comprimat, el, pințișorul, se atrofiază. Nervul răspunde pentru motilitate și sensibilitate. Astfel pot să apară slăbiciuni în picioare și amorțeli în picioare, care uneori, dacă se depășește o anumită limită, o anumită perioadă, ele sunt irreversibile. De obicei, pacienții post-operator de durerile practic dispar. Poate să rămână careva amorțeli în picioare care cu timpul se ameliorează. Adică e ulterior, peste un timp oarecare, ar putea deja să muncească? Da, desigur. În mare majoritate, pacienții au 20 scoală în picioare, în staționar ei sunt 2-3 zile, după aceasta ei sunt externați la domiciliu. Domnule Vasile, Olga, acest medic, din câte înțeleg, v-a dat o speranță mare că te va pune pe picioare și asta v-a făcut să vă încredințați. Da. Da. Domnule Vasile, știu că operația este una, bine, destul de costisitoare, nu este o sumă enormă, iar dumneavoastră ați încercat să o ajutați pe Olga să facă rost de această sumă, să ne povestiți cum anume. Când mi-a spus medicul cât costă operația, l-am întrebat a doua oară că n-am venit a crezi că a greșit. Și ne-a spus 19.000, pe urmă zic, l-am întrebat cât ne-a părut prea mult pentru noi. Și deci, 19.000. 19.000 de? 19.000 de lei. De lei. Da. Și plus la asta noi trebuie să plătim analizele COVID. Le-am plătit ieri 950 de lei. Și rezonanța magnetică, 2050 le-am plătit. Știu, este o... Da, este deja plătite. Și noi, eu am găsit bani și persoana care ne-a împrumutat, a vrut să rămână anonimă. Așa, dar știu că trebuie să întoarceți aceștia. Da, 25.000 noi am împrumutat, eu am împrumutat și noi trebuie timp de o lună să-i întoarcem înapoi. Timp de o lună? Ne-a dat, da, o lună răgază. Atât vă așteaptă? Da, și la fel am zis cu soția, zic, Tania, vindem mașina, dar plătim. Când pentru noi face mult sănătate ei.
mai mult ca mașina. Deși sunteți oameni absolut trăi. Da. Olga, eu vreau să fiu scurtă, dar vreau mai întâi să-ți mulțumesc pentru curajul de a ne povesti istoria vieții tale și vreau să-ți doresc curaj de a lupta, deoarece cei copii minunați au și merită o mămică ca tine sănătoasă. Mulțumesc! Merită. Olga, eu cred că e unica emisiune care eu am tăcut în totalitate și chiar vreau să tac în continuare de supărare, de ceea ce vedem, de ceea ce este în jurul nostru, de cum se distruge în fața ochii noștri vieții, copiii noștri și tineretul nostru. Nu ești unic și nu ești cea mai nefericită din toți cei care sunt, probabil tu privești multe lumea și vezi, ești un caz cu anumite nenorocire care a fost adus, problema ta fizică, cu siguranță, cu ajutorul specialiștilor, se va rezolva, dar fii sigură, Olga, tot ceea ce a fost în viața ta, în relație cu părinți, tot sunt în capul tău și încă nu s-a șters și cu siguranță nu vreau de aici mai încolo să transmiți și în capul cele trei fetițe care ai. Pentru asta și eu mă alătur domnul Vasile împreună post operație, după ce o să fie, stau la dispoziția ta că să facem măcar în așa mod că Ana să-și facă copilărie, să poată să ducă să facă bine școală, să simte și ea ca celelalte fetițe. Eu stau la dispoziție și oricât o să fie nevoie să pun timp, eu o să fiu alături de voi, mai ales că după operație sigur o să ai nevoie de niște ședințe recuperatorie din punct de vedere psihoemoțional. Tu ai suferit foarte mult. În aceste mici cadouri, atenție, să vă facem cât de cât zilele mai cu soare, mai senine. Gholam Ali Mohammadi Fardi a propus Olgăi mai multe ședințe de consiliere psihologică, iar copiii expertului au transmis un mesaj de susținere pentru eroina noastră. Am auzit despre problema cu care vă confruntați și ne pare foarte rău și am decis, cu mic ajutor, cu economiile noastre, să vi le donăm operație ușoară și sănătate. Violeta Stratulat a rămas marcată de povestea acestei familii. Ea a promis că le va face o vizită în curând. Totodată, experta le-a oferit copiilor jucării și îmbrăcăminte pentru perioada îmbunătățit. Femeia a rămas cu o povară.